striga femeile de aici, nu, mers mai repede decât e apa. Și eu nu mai putem că mă înădușăm. De la ce drumul rău? De la ploaie. De la ploaie? Dar o ploaie aici la voi? Da. Suntem la o familie la Vinderei. Nu știu ce sat a spus. Ce sat este ăsta? Docan. Unde? Ne-am cerut și un pax cu banane să dai acolo la copii. Acolo sunt copii. Unde avem aici două mame sau mame cu 1, 2, 3 copii aici. Sărăcuții sunt așa, atâta fructe aici. Dăm un sac de fasole acolo. Și doamna spune că David. E taină căjită că tocmai umbrui soțul cu două zile în urmă. Hai, luăm și-o pătă acolo, copilaș. Să fie acolo. Haide! David, tu câți ani ai? 10. Deci tu ești la școală? Da. Și la școală. Tu de cât timp rămas fără tate? De 20 zile rămas fără tate, am înțeles? Da. Greu? Te băcai bine cu tata? Da. Te mai gândești la el? Mai visezi? Da. Dragilor, aici am oprit prima oară. Mai avem, cred, până la miezul nopții să oprim. Dar nu merg să reușesc să mă ajung ceva pe acolo. Hai, mai pune acolo ce mai pui și mergem mai departe, așa. Ia să lăsăm și niște bani la familia asta pe aici. Băi, luați pe acolo ceva, scol de bucă, să mai vin de voi pe acolo, așa, dacă mi-ai văzut, da? Și acolo ceva, mă găsesc pe mine, da? Doamne ajută! Bună ziua, să rămână, doamne, auște, ce faceți, doamne? Ați auzit ploaia, nu? Da, au curs pe băjeacul galeata. O curs pe aici, a? O stricat băjeacul, stricat, da. 8 și 5. Să vă ținem. Pe 15 octombrie, 85 ani. Și vederea când ați pierdut-o? Am 6-7 ani. Lasă și 500 de lei, s-a smătat acolo și o să trimit fata niște alimente aici de asemenea acolo, da? Da, 500 lei acolo. Mulțumim, spuneam. Doamne ajută! Doamne ajută, vă dea proste. Fie sănătos, mamă. Drum bun, sănătate. Doamne ajută! Doamne! Și aici a venit apa, noi încă vrem să începem pe calat, dar suntem pe drum, da? Oamenii au fost afectați, au venit apa, au fost drâncinați, speriați, apa a măturat tot pe aici. Surpriză foarte frumoasă, preoții implicați, am găsit preoți pe teren, primării, deci părinte de aici, din Vaia Lungă și din Docănești, la activitate, protocolul de burlat, preoții din zonă toți veniți să cerceteze, să aducă ajutoare. Primăria a lucrat foarte frumos, deja a intervenit, nu se pot repa după, dar înseamnă că oamenii se implică și astea lucruri minunat. Noi mergem, mai avem treabă, nu vă opriți și până că 12 km și acasă, mai vedem unde ne mai oprim, da? Mulțumim deocamdată, mergem mai departe. Am ieșit așa, cu un pahar în mână și apa până aici. Și cu picioarele goale. Așa mergeam. Și striga femeile de aici, nu, mers mai repede decât e apa. Și eu nu mai putem, că mă înădușăm de la ei. Deci au fost oameni care nu au putut ieși din casă. Exact. Oameni vârstnici care nu au... Ne-am trăit la Vinderei o doamnă care spunea că a ieșit până la drum.
Noi aici e nevoie de, în fiecare casă e nevoie de pat, e nevoie de saltele, e nevoie de masă, de scaune, dulapuri. Cum le luam mama apa? Da, o știu. Ne-a luat apa și atât. Noaptea de din pat. Ne bucurăm că am reușit să salvăm un cal, așa, dar îmi pare rău de ceilalți porci care au plecat și nu știu cum și ce fel au ajuns. Am, nu știu, mi pare rău. M-am bucurat că părinții când am găsit pisica sau cățelul, m-am avut cea mai mare bucurie. Oameni să se solidarizeze, pentru că am văzut foarte mulți oameni astăzi în zona aceasta și începe de la Vaslui, de la Vindere, iată am fost la Cudal, am trecut prin Peche, acum am ajuns în Slobozia Conachi, îndemnăm să fie solidari. Mi-a plăcut tare mult să văd astăzi în fiecare comunitate preoți angrenați în această misiune de a veni în sprijinul celor sărmani, peste tot, am văzut sute de la Huș, de la Vaslui, încoace biserica mea, am văzut multe autorități și aceste extraordinare, am văzut și armata și băieții de la ISU, jandarmeria, da, m-am întâlnit, au făcut treabă foarte, foarte, foarte bună. Știm că există foarte mulți filantropi, în ghilimele, care profită de nenorocirea și durerea altora și asta. Dărăm oameni să fie cu adevărat jertfelnici și să nu caute calea cea scurtă. Am auzit că s-a deschis un stand pentru strângerea ajutoarei, nu știu unde. Mulțumesc, dacă o să întrebăm copiii ăștia acum, o să spune că ar avea și ei o lumină în casa aia. Cam asta ar dori să aibă, o lumină acolo. O, la casă, ceea ce poate acolo un acoperiș sau ceea ce poate casă și poate un acoperiș, nu prea este casă. Mai curând am face, să spunem, un gest de solidaritate umană așa cum se cade. Luăm legătura cu parohia de aici, care de obicei este cel mai serios partener al nostru în tot ceea ce facem. Să vedem cât de mult se poate implica parohia ca să gestioneze această stare de fapt și cred că cu materiale ușoare, cum am mai avut experiență, se poate face până vine iarna un acoperiș sigur acestei familii. Este multă treabă, mulțumim voluntarilor, mulțumim celor care ne-au ajutat astăzi, mulțumim domnul Robert, mulțumim la Castel, mulțumim doamna Cristina și Refruct. Mulțumim. Zi cu voce tare că nu mai aud. Profi, părinte, profi. Profi, scuzați, nici n-am ajuns la voi, ne vedem la Iași, vedem ce ați auzit acolo, revenim în teren. Sperăm să facem față și vor veni și alții. Mulțumim, doamna Florica, pentru pândițe. Le-am lăsat pe la ceilalți și tuturor celor care ne stăți aproape. Nu avem treabă, mai sunt 2000 de copii de îmbrăcat. Ce mai era? Sunt multe, nu? Dar ne oprim aici în seara aceasta, da? Bun, spor și bucurie de o să aveți.